găsit la o nouă ediție de One to One. Sunt Ovidiu Mita și astăzi vorbim despre un aspect pe care cu toții ar trebui să îl cunoaștem. Primul ajutor, atât de necesar în atâtea și atâtea situații. Ori, în acest sens, vom afla multe taine când vine vorba de primul ajutor de la un om certificat să facă asta și implicit să vorbească despre asta. Este vorba despre Zsigmond Károly Varga, om care, iată, are multe cursuri în spate, este și trainer în prim ajutor și trainer ERC și o să descoperim noi în această seară ce înseamnă să fii trainer, ERC și toate dedesubturile primului ajutor. Așadar, domnule Varga, bine ați venit în One to One. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație, mă simt bine aici. Ne bucurăm! Și ne vom simți și mai bine atunci când vom afla că putem face multe cu lucruri și gesturi mărunte, iar aceste gesturi mărunte ale noastre vor salva poate vieți și ce frumos este să salvezi o viață. Dar până să vorbim despre vieți salvate, vreau să vorbim puțin despre dumneavoastră. Cu toții visăm când suntem mici să devenim pompieri, polițiști, medici sau chiar oameni care lucrează pe ambulanță. Dumneavoastră ați visat la asemenea îndeletniciri când erați mic? Nu, la acea vârstă? Puierilă? Nu, n-am avut asemenea gânduri niciodată. Mă îndreptam spre o carieră diplomatică, să învăț multe limbi străine și să ies din țara asta prin Ministerul de Externe legal. Deci chiar nu aveam de gând să mă fac salvator, nu. În familia dumneavoastră au fost persoane ce aveau tangențe cu sistemul medical? Nu. Deci oarecum ați introdus dumneavoastră în familie acest domeniu, să zicem, sau această îndeletnicire. Da. Și din câte știu, practic, ați adus-o atât de bine în familie, încât și fiul dumneavoastră și fiica dumneavoastră sunt oarecum strânși legați de... A fost puțin diferit. Horatiu a fost primul care a ales cariera asta. El de la 13 ani jumate era voluntar la Smurt, în baracă. A făcut parte chiar din... A intrat microbul în el. Da, din primul lot de voluntari. Împreună cu Sabica, cu Marica, cu Bereșarpi, adică garda veche, ei erau acolo, da. Și practic de când l-am dus, n-am mai vrut să vin acasă, a rămas și câteva nopți acolo și ziua și noaptea, a fost voluntar, a lucrat, i-a plăcut și ce-a ales cariera asta profesională, este asistent medical principal, este trainer certificat de Consiliul European de Resuscitare la un nivel mai mare decât mine, pentru că este deja în etapa de lead instructor, candidat lead instructor, adică director de curs. Iată că așchia nu sare departe de trunchi, dar în cazul dumneavoastră s-a dus un pic mai departe, în sensul că a făcut ceva mai multe performanțe când vine vorba de acest domeniu. Este un asistent medical foarte bun. El este certificat și pe traumă, este trauma team leader, adică poate coordona 4 medici în cazul unei traume majore severe. Și mă întorc la dumneavoastră, cam pe la câți ani așa ați prins gust de această îndeletnicire? Sunt aproape 30 de ani de când fac asta. Am lucrat în Germania ca pe partea de management, în bordul de conducere al samaritanilor din Germania. O vreme, după care am spus că trebuie să încerc și field-ul și partea de teren. Și am făcut și field și management concomitent, pentru că nu poți face una fără cealaltă. Nu poți să coordonezi pe cineva dacă nu cunoști partea de teren. Și am lucrat pe ambulanță și în coordonare. A fost o întâmplare faptul că faceți ce faceți acum sau pur și simplu lucrurile s-au consolidat așa în timp, puțin câte puțin? Da, a fost un soi de întâmplare, pentru că aici a avut concursul unul dintre oamenii care m-au dus pe mine prima dată în
organizația asta samaritenilor, este soțul, fostul soț care a decedat al surorii mele, lucra acolo și l-am rugat într-o zi să dea voie să conducă ambulanța. Într-o duminică am condus ambulanța, dar după o zi m-am săturat, am pus să fac asta cine are două mame, pentru că am dus bolnav de la etaje din spital la etaje în locuințe. Sunt bolnavul, este foarte greu, era foarte, foarte obositor, consum foarte mare de energie și am spus că nu o să fiu în stare să fac așa ceva niciodată în viața mea. Îi admir pe toți cei care lucrează la ambulanță, dar eu nu sunt în stare să fac așa ceva. Spre seară, și tura era de 24 de ore, spre seară am ajuns la un spital de cardiologie de unde trebuia să luăm un bolnav, o doamnă, să o mutăm în alt spital. Am reușit să o luăm, să o ducem. Când am ajuns acolo, așteptam să vină medicul de gardă, care eu eram obișnuit, după toate informațiile mele și legendele care circulă pe la noi în țară, că medicul de gardă de noapte sigur va dormi și vom aștepta foarte mult timp până când va avea chef să se trezească să vină să preia bolnavul de la noi. Dar nu, cum am ajuns imediat, a venit medicul de gardă, a pus un genunchi în podea ca să fie foarte aproape de bolnava care era pe scaunul cu rotile, a prins-o de mână, a mângâiat-o, i-a spus cum se numește, ce simte, cum simte și să aibă încredere în ea că o va ajuta. Pe mine atât de mult m-a impresionat asta, am spus da, se poate face asta și cu empatie, și cu profesionalism, dar și cu foarte multă umanitate. Și îmi doresc să fac asta, să fiu foarte uman, să fiu empatic la maximum cât poate mintea mea și sufletul meu să genereze, să producă și să am grijă de bolnavi. Și m-am dus la președintele acelei organizații, am spus, domnule, vreau să lucrez la voi, la Samaritan, ce trebuie să fac? M-a întrebat ce știu și am ajuns în bordul lor de conducere. Acolo am ajutat, pentru că acolo mă pricepeam. Și după aceea a fost dorința mea să ajung să lucrez pe salvare, pentru că simțeam că îmi lipsește asta, simțeam că îmi lipsește contactul cu colegii, cum gândesc colegii de pe ambulanță, ce se întâmplă în spital când preiau, ce se întâmplă când predau, ce se întâmplă în trafic, și să am toate cunoștințele astea pentru a putea să-i coordonez. După 10 ani m-am întors în România să fac ceea ce făceam acolo. Sunt curios dacă la întoarcere a fost oarecum un șoc, în sensul că discrepanțele erau mari când vine vorba de cele două lumi, le-am putea numi chiar. Nu, să știți că nu, pentru că practic sistemele de urgență sunt foarte, foarte identice, sunt standarde pe care trebuie să le respectăm și aici, și în Germania, și în Austria, și în Ungaria. Deci practic nu era nimic nou pentru mine în ceea ce privește a respecta ceea ce înseamnă munca cu și activitatea unui serviciu de urgență. Aici nu este nicio diferență între România și Germania sau alte țări din Europa. Standardele sunt aceleași. Nici în ceea ce privește spitalele, pentru că și afară sunt spitale care sunt poate într-o stare mai degradată decât ale noastre. Poate sunt și acolo medici, am întâlnit medici care poate nu erau atât de receptivi față de bolnav, nu aveau capacitatea empatică față de bolnav. Adică nu este nimic diferit. Dacă cineva își închipuie că afară este diferit, nu este diferit, și acolo sunt oameni și acolo se greșește. Și acolo sunt infecții nosocomiale, așa că dorința mea era să mă întorc acasă, să lucrez și să fac ceea ce făceam acolo, dar cu mai multă dăruire, și poate reușesc să schimb ceva în felul în care abordăm discuția cu bolnavii și cum vorbim cu ei. Suntem live așadar cu Zsigmond Károly Varga pe mai multe medii, pe pagina One to One, pagina emisiunii, pe pagina mea personală, Ovidiu Mita, pe MS24 și pe două grupuri foarte importante, Mureș 24 și Ești din Târgu Mureș Dacă. Această întâlnire, iată, cu un om care știe foarte multe despre primul ajutor, acordarea primului ajutor. Așadar, această întâlnire o puteți vedea de mâine încolo la o calitate video HD pe canalul nostru de YouTube, One to One, sau dacă sunteți ceva mai ocupați,
Ne puteți asculta pe canalul nostru de Spotify, One to One by Ovidiu Mita. Și pentru că suntem live în atâtea medii, Botond ne salută, te salutăm și noi, și de asemenea Radu Todoran, ortoped care a fost de asemenea aici în emisiune, ne salută și oare cum, din ce spune Radu, reiese faptul că îi place că iată avem un invitat care vorbește despre primul ajutor. Și acolo în Germania, din câte am citit pe CV-ul dumneavoastră, scrie la un moment dat așa că ați studiat la Institutul Austriac de Tehnologie. Are legătură cu ce faceți în prezent? Nu. Este o altă întâmplare, o să revin. Dați-mi voie să vorbesc puțin de ce înseamnă activitatea aceasta de acordare a primului de pregătirea populației pentru acordarea primului ajutor în organizația noastră. Vă rog. Povestea începe în 1880, voi fi foarte scurt, 1880... Deci acum aflăm povestea samaritenilor. Foarte pe scurt. Cinci durgheri într-o seară stau în berărie și povestesc ce s-a întâmplat în acea zi la locul lor de muncă. În fiecare zi se întâmpla să fie cineva accidentat, nu existau servicii de urgență în Europa la acea vreme, exista ca și organizație Crucea Roșie, dar Crucea Roșie activa doar pe front, cu căruțele acelea pe care le numeau ambulanțe, dar în orașe, în comunități, nu activa Crucea Roșie ca și serviciu de ambulanță. Povestind ei necazurile care le aveau acolo la o bere, băieții, dulgherii aceștia, la un moment dat, la masa apropiată, era un chirurg. Și se întoarce către ei și le spune că, domnilor, eu o să vă învăț să acordați prim ajutor. Replica dulgherilor era că noi suntem dulgheri, totuși, suntem medici. Noi nimic, o să vă fac un manual care nu va fi pentru medici, ci va fi pentru muncitori. Și primul manual de prim ajutor din lume care a fost tipărit este manualul de prim ajutor pentru muncitorii samariteni din Berlin. Unul dintre acești dulgheri, Gustav, în casa lui, o cameră o transformă în sală de curs și rând pe rând vin din aproape toate manufacturile și atelierele, șantierele Berlinului, oameni să învețe să acorde prim ajutor. Și se formează această organizație a muncitorilor samariteni în Berlin, care ulterior se dezvoltă în toată Germania și acum este prezentă în toată Europa, avem 5 milioane de membri ca și organizație. Deci, practic, istoria noastră începe în 1880 a samaritenilor în educarea populației pentru acordarea primului ajutor. Este o istorie. Chiar lungă. În 2013, din partea Parlamentului European, am primit o invitație de a participa într-un grup de lucru, cercetare științifică, pentru a standardiza certificatele de prim ajutor care sunt în Europa. Chiar acum rulează în ecran, în monitoare, întâlnirea respectivă. Acest grup de lucru a avut întâlniri aproape lunare în diferite orașe din Europa. Am preluat toate sistemele din Europa, a tuturor organizațiilor care predau cursuri de prim ajutor și am încercat să le armonizăm într-un standard european și acest standard european să fie respectat de către toate organizațiile care instruiesc oameni pentru acordarea primului ajutor. Acest standard a fost predat în 2016 președintelui din acea vreme a Parlamentului European, Martin Schulz, ocazie cu care am făcut și câteva demonstrații și i-am învățat pe parlamentari europeni să acorde prim ajutor. Dacă sunt atenți acolo, poate că observ pe doamna Mugnica Macovei prezentă la curs, ea atunci era europarlamentar, da. După 2016 urmează acest parcurs al nostru către Consiliul European de Resuscitare, pentru că este normal să gândești în felul următor: cine este cel care emite protocoale de resuscitare pentru Europa? Protocoale care sunt obligatorii în toate spitalele, în toate cabinetele medicale, ele sunt obligatorii. Cine este cel care le emite? Este Consiliul European de Resuscitare.
Și Consiliul European de Resuscitare are și un segment de educare. Acest segment de educare certifică provideri, BLS, certifică instructorii RC. Nu suntem foarte mulți instructori certificați de Consiliul European în România. Mare parte din colegii mei care sunt instructori RC certificați de Consiliul European de Resuscitare sunt în București și suntem membri voluntari ai Consiliului Național Român de Resuscitare. Facem cursuri pentru medici, pentru cadre medicale, dar facem cursuri și pentru oameni care nu au niciun fel de pregătire medicală în suportul vital de bază pentru a acorda o șansă unei victime aflate pe stradă și ideal este ca cel first responder, salvator, prim ajutor, practic ce înseamnă prim ajutor este omul care este cel mai apropiat de acea victimă. Și atunci să fim cât mai mulți în comunitate, asta e și recomandarea, build local capacity, construiți capacități locale de intervenție voluntare, voluntare care să fie instruite de către instructori certificați. Cum este acest capitol al educării publicului din România când vine vorba de acordarea primului ajutor? Nu este diferit față de ce este în Europa. Reglementările sunt de cele mai multe ori se bat cap în cap în foarte multe țări. Statistici putem genera destul de multe, dar cel mai elocvent exemplu mi se pare cel din Paris de luna aceasta, chiar în luna aceasta s-a întâmplat, sau sfârșitul lunii trecute, în care un fotograf, un renumit fotograf, în Paris, în centrul Parisului, căzut pe stradă, timp de 9 ore nu s-a apropiat nimeni să-l întrebe dacă sunteți bine. Nimeni. Și a murit acolo, în stradă, făcând hipotermie, după care un stop cardiorespirator. Iată... Deci vorbim de Franța. Franța unde sunt foarte multe organizații care instruiesc populația pentru acordarea primului ajutor, dar din păcate nu respectă protocoalele standardizate ale Consiliului European de Resuscitare ca acel curs să fie de 8 ore și la un instructor să nu fie mai mult de 6, maximum 8 candidați. Aceasta este un standard obligatoriu pentru că acel om care vine candidat într-o sală de curs să aibă timpul necesar de a parcurge toate etapele prin cei 4 pași pe care... Acum, putem să o spunem, domnul Ovidiu, că și dumneavoastră ați participat la acest curs și cursul înseamnă 4 pași, metoda celor 4 pași. În primul pas face instructorul, în timp real, fără niciun fel de explicație, ca să vadă candidatul ce înseamnă o intervenție în timp real, fără niciun fel de explicație. În pasul 2 explicăm fiecare manevră, fiecare mișcare, în ce fel trebuie făcută. În pasul 3, noi instructorii suntem ghidați de candidați, pas cu pas fiecare îmi spune ce anume trebuie să fac și eu execut ceea ce spune el. În pasul 4 vine candidatul la manechin și urmează același parcurs. Practic, fiecare dintre candidați vede ce face colegul lui, știe unde s-a greșit, unde putea fi îmbunătățită manevra sau îndemânarea lui și ce este important, partea de feedback în care stăm de vorbă cu el și îl întrebăm care a fost sentimentul, ce trăire, foarte avea important. Curajul într-o situație reală să se apropie. Este o senzație ciudată, ieșită din comun, ceea ce a simțit el acolo și vorbim de un manechin. Nu vorbim de o victimă adevărată. Și răspunsul cel mai des întâlnit, dat de către care fac cursul, este diferit, este ciudat. Am uitat ceea ce am învățat acum 10 minute. Pentru că te vezi în fața unui om fără suflare și nu gândești, știi cum să... Și te gândești. Și atunci, cel care este trainerul, cel care este instructorul, rea toate etapele în care consideră că are nevoie de ajutor acel candidat, ca până la sfârșitul cursului să-l vezi
că face toate manevrele extraordinar de bine și asta e partea care mă bucură pe mine, pentru că la cât de neîncrezători erau ei la începutul cursului, că eu nu o să pot face asta niciodată. La mine nu o să se aprindă acel feedback luminos în creștetul capului, pe tâmpla și pe fruntea manechinului, sigur nu se va aprinde ca la instructor și da, la urmă exact așa faci ca și mine. Și asta e bucuria mare a noastră, a instructorilor, că da, oameni care nu sunt obligați, ei din timpul lor își sacrifică timp pentru a veni a învăța, ca în timpul lor liber să acorde o șansă unui om care se află într-o situație dramatică. Ce este de admirat. De cât timp ați început aceste cursuri dedicate până la urmă oricui? Și când zic oricui, zic din propria experiență, pentru că, așa cum ați spus, și eu am făcut și am fost cu palete de vârste foarte diferite, ori în ideea asta am spus oricui. Erau acolo și elevi, eram și oameni care ne ocupam de presă, din poliție și așa mai departe. Așadar, cam de cât timp aduceți cunoștințele legate de primul ajutor înspre noi, cei care nu avem cunoștințe medicale? Practic, de când m-am întors în țară din 2008, deja am început să mai timid așa, să facem cursuri de pregătire, am intrat în școli, am învățat copiii să acorde prim ajutor, am avut o campanie în care să ducem defibrilatoare semi-automate în școli și sunt școli unde sunt defibrilatoare montate, puse de noi și profesori învățați să acorde prim ajutor, trainuiți puțin la un next level ca ei să-i poată învăța pe copii la rândul lor în cadrul orelor de dirigenție cum să acorde prim ajutor, au și manechine la dispoziție date de noi. Deci, practic, este o activitate continuă în noi pentru că, așa cum am spus, 1880 începe Gustav în casa lui, într-o cameră și continuăm în fiecare țară din Europa Samaritenii să facem asta, să învățăm pe oameni să acorde prim ajutor. Și cum răspund cursanții? Așa, în timp, dacă vă uitați, dacă faceți un salt în timp, sunt mai cu înclinație acum, să zic, sau cei care vă trec pragul cursurilor sunt în număr mai mare sau mai dornici sau mai însetați de cunoaștere decât acum 10 ani, să zicem? Care este evoluția? Cum ați simțit-o în timp? Nu. Este același sentiment, aceeași trăire. Și ca număr de persoane care fac cursul? Și ca număr de persoane. Deci nu este în asta nicio schimbare. Singura noastră problemă este că suntem puțini, doar eu și Orațiu suntem instructori și nu putem să luăm mai mulți candidați decât ne permite standardul. Adică chiar dacă ar fi mult mai mulți doritori să vină la un curs, nu permitem, pentru că practic eu certific un om să fie provider și nu-mi permit ca acel om, dacă ajunge la o victimă, să-i facă mai rău decât starea în care l-a găsit. Și atunci trebuie să am grijă de el. E ca și cum ai trimite un copil la un profesor de not, l-ai duce să învețe să noate și profesorul să nu-i pese, zice, știe să noate, când a intrat în apă s-a necat. Nu se poate. Mai există în România și alte localități în care se organizează astfel de cursuri? Da. Colegii din București sunt foarte, foarte activi. Sunt foarte, foarte activi. Mare parte din ei lucrează la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. Medici, asistenți și ambulanțieri organizează cursuri de prim ajutor, au o logistică mult mai bună pentru că este București și resursele, știm, resursele sunt, da, sunt diferite și pot face cursurile acestea, pentru că ce e bine știut, chiar dacă pentru om este gratuit, sunt niște cheltuieli în spatele acestor cursuri. Fără discuție. Da, care educația trebuie acoperite. Costă, da. De orice fel ar fi. Și astea trebuie acoperite. În momentul în care ai finanțare din mai multe locuri, așa cum au colegii din București, îți permiți să faci cursuri de prim ajutor cu mai mulți oameni. Ei au și un record în București, în cartea recordurilor, nu știu, zeci de mii de oameni acordând simultan prim ajutor pe manechin, pe stadion.
Da, și mă bucur că, iată, ne spuneți că există o constantă în privința doritorilor. Asta înseamnă că dacă, Doamne ferește, avem nevoie de ajutor, ar exista teoretic șanse să primim ajutor de la cine nu ne așteptăm, până să vină un echipaj de specialitate. Și apropo, este foarte important, domnul Mita, este foarte, foarte important să reținem asta, că întotdeauna trebuie solicitate ajutoarele medicale specializate. Asta în paralel cu 112. Este important ajutorul nostru, da? Dar este foarte important să cerem foarte repede ajutor să vină echipele medicale specializate. Că este alocat mordul, că este alocat serviciul de ambulanță, sunt echipe medicale specializate care acordă acel ajutor avansat, la nivel avansat. Și dacă este să vorbim despre prim ajutor, mergem și în sfera practică sau mai pragmatică. Ce urmărim? La ce să fim atenți când vedem un om pe stradă căzut? Să presupunem că avem în față acel fotograf din Paris, despre care ați vorbit mai devreme. Da. Ce facem? Noi în cadrul cursurilor... Trecem pe lângă el și... În cadrul cursurilor întotdeauna generăm niște scenarii. Fiecare candidat are un scenariu al lui propriu. Și în acest scenariu aducem în discuție și o persoană care se află pe stradă, așezată, și toată lumea trece pe lângă el, nimeni nu-i vorbește. Atunci să vedem ce anume faci cu el. Evident, ne apropiem și dacă comunică, trebuie să-i cerem consimțământul. Asta este întotdeauna obligatoriu, să avem un consimțământ confirmat din partea lui că ne dă voie să ne apropiem, să-l ajutăm. Da? Îl întrebăm, sunteți bine? Dacă ne răspunde, da, sau nu mă simt bine, îmi dați voie să vă ajut, sunt salvator, dați-mi voie să vă ajut. Dacă am un consimțământ confirmat din partea lui, atunci mă apropiu și îl ajut. Dacă persoana este inconștientă și nu răspunde, atunci deja nu mai avem nevoie de un consimțământ și trecem mai departe cu pașii protocolului, facem o evaluare a stării de conștiință și a respirației, după care cerem ajutor și după care imediat începem partea de resuscitare. Care sunt următorii pași? Presupunând că persoana respectivă nu răspunde, nu respiră. Bravo! Și aici vă mărturisesc că aceste două expresii ne-au fost oarecum insuflate la curs pentru a ști cum să comunicăm noi, cei care am făcut cursul, cu autoritățile sau, mă rog, cu operatorul de la 112, lucruri foarte importante, și o să vă las pe dumneavoastră să ne spuneți de ce sunt importante și să ne spuneți în continuare despre ele și despre următorii pași. Deci, practic, sunt atât de multe întrebări care putem să le punem unei victime, care credem noi că ne va răspunde. Ce s-a întâmplat? Cum ați căzut? Cum vă cheamă? Dar cred că singura întrebare pragmatică care poate fi adresată unui om care este întins pe jos, este: sunteți bine? Și în felul acesta avem un răspuns, adică este un stimul verbal. Este un stimul verbal. Dacă nu răspunde la acest stimul verbal, urmează un următor stimul, care este un stimul tactil, îl atingem cu palmele celor două mâini frumos pe umăr. Nu avem atingeri intime în zona brațelor sau a picioarelor, ci doar pe umeri, scuturându-l ușor. Este un stimul tactil, pentru că este foarte posibil să fie surd și să nu audă întrebarea noastră. De aceea stimulul verbal este urmat întotdeauna de un stimul tactil, și dacă nu avem răspuns nici la stimulul tactil, înseamnă că persoana este inconștientă. Da? Și necesită ajutorul nostru până și să... Urmează următorul pas, să evaluăm respirația a acelei victime. Este o manevră de deschidere a căilor aeriene prin punerea palmei pe fruntea victimei, două degete lipite pe platou osos al vârbiei, și deschidem ușor calea
ascultând, simțind și când văzând. Când spuneți deschidem calea, vă referiți... Este o hiperextensie a capului. Dăm posibilitatea aerului să iasă pe căile respiratorii. Și ne apropiem cu capul ușor, în așa fel încât cu urechea să aud suflul respirației cu obrazul, căldura care iese din corp și cu ochii să văd mișcarea toracelui. Astea toate trei timp de 10 secunde. Dacă în cele 10 secunde noi nu vedem, nu auzim și nu simțim două respirații normale, ci doar un sunet care în termen sunet involuntar, termen profesional se numesc gasping, e un sunet care îți scoate corpul, deci doar dacă este sunet, nu și căldură, și sunet și vedem mișcarea, atunci îl considerăm un stop cardiorespirator. Deci, practic, cât de ușor este să recunoști stopul cardiorespirator. Nu răspunde și nu respiră. Și dacă ar fi fost leșin? Atunci el respira. Doar nu răspundea. Doar nu răspunde. Da? Atât de ușor recunoaște un stop cardiorespirator, nu răspunde, nu respiră și din acel moment foarte rapid sunăm la 112, spunem locația unde suntem, cine este victima, adică un bărbat sau o femeie, o vârstă aproximativă, cerem ajutor repede să vină, să vină cei de la SMURD sau de la ambulanța publică să ajute acea victimă și dacă știm, să acordăm prim ajutor, începe resuscitarea. Dacă nu știm să acordăm prim ajutor, atunci putem fi coordonați, ghidați de către dispecerul de la 112, pentru că din 2015 protocolul de resuscitare RC permite ghidarea de către dispecerul din 112 a salvatorului, care primului ajutor care este lângă victimă, să facă manevrele de resuscitare. Compresiile toracice, de exemplu. Despre care vreau să vorbim în continuare. Da. Ca să luăm așa sistematic, pas cu pas, cum s-ar spune. Am sunat și la 112, am dat coordonatele preferitoare la locație, vârstă, sex și la faptul că este inconștientă și nu răspunde, nu respiră. Presupunând că persoana care sună la ambulanță și este lângă cel căzut a făcut un curs de prim ajutor, ce se întâmplă mai departe? Sau poate este ghidat chiar dacă nu a făcut cursul de către operator? Practic vă spun cum aș ghida eu. Vă rog. Cum aș ghida eu? Aș spune să îi desfacă tot ce este haină ca să fie cât mai aproape de piele. Chiar dacă, să nu îl dezbrace de tot. Chiar dacă afară... Să fie cât mai aproape de piele. Da? Și să se uite foarte bine unde este mijlocul pieptului. Aici nu folosim și este interzis să folosim termeni medicali în cadrul cursurilor. Adică, poate dacă ar fi un cadru medical acolo, un asistent, aș putea să-i spun că este jumătatea distanței dintre manubriul sternal și apendicele xifoid. Dar este incorrect să-i spui unui om care nu are niciun fel de pregătire medicală unde să-și pună palma, ci voi spune în mijlocul pieptului, unde este sternul, în mijlocul pieptului, să-și așeze podul palmei cu cealaltă mână, să întrepătrundă degetele celeilalte mâini, să tragă în sus ca să nu facă presiune cu toată palma, să fractureze coaste, ridică mâna și să execute o compresie de sus în jos, în așa fel încât compresia aceasta să fie de minim 5, maxim 6 cm, vizual înseamnă o cutie de tic-tac. Cam atât să facă compresia, da? Cu un ritm de 100-120 de compresii pe minut. Asta înseamnă un ritm foarte bun dacă reușești să ți-l aduci atunci în minte, în gând, de la cei de la Bee Gees au o piesă, Stayin' Alive. Și pe ritmul de la Bee Gees, Stayin' Alive, să interesant, faceți compresia și atunci avem ritmul necesar pentru a fi eficient, să împingem sângele către creier. Pentru că acesta este rolul nostru al salvatorilor, da? De a împinge sângele cu oxigen
către creier. Să nu se producă acel fenomen numit hipoxie. Dacă se produce acel fenomen, deja urmările pot fi irreversibile. În cât timp este important să se intervină astfel încât să nu apară sechele, chiar dacă victima trece cu un oarecare bine, să zicem, peste acest episod? Da, asta depinde de magazia noastră, depozitul nostru de oxigen din organism. Numit, care diferă de la persoană la numit persoană. Plămân, numit plămân. Avem un depozit de oxigen foarte generos care asigură oxigen creierului 6 minute. Dacă intervenția salvatorului este după 6 minute, deja se poate produce acel fenomen de hipoxie și urmările pot fi irreversibile pentru toată viața. Deci de aceea este foarte important să începem resuscitarea cât mai repede unei victime aflate în stop cardiorespirator. La ce trebuie să mai fim atenți când vedem o persoană inconștientă? Da. Ca să știm cum e foarte bună întrebare. Să acționăm. E bună întrebarea. Și sunt întrebări pe care ni le pun mare majoritate a celor care sunt la curs, candidații. Ce facem dacă îi curge sânge? Din urechi, de exemplu. Da? Este o marcă traumatică. În cazul mărcii traumatice, da, indiferent că e curge sânge din gură, din nas, din urechi, sunt alte tipuri de mărci traumatice, edeme formate, echimoze, atunci nu se face hiperextensia capului, pentru că i-am putea provoca mult mai rău, ci facem o evaluare din ochi a respirației și ne uităm dacă toracele se mișcă din trei locuri. Din față de la picioare, din lateral, dinspre partea abdomenului și din spate de la cap. Dar asta trebuie să fie foarte rapid făcută. Dacă are marca traumatică, nu mai facem hiperextensia capului. Evaluarea respirației nu se mai face ascultând, simțind și văzând. Și atunci facem doar compresiile toracice. Doar compresii toracice. Dar sunăm repede la 112 și spunem că este hemoragie și inconștient nu respiră. Ce trebuie să facem dacă victima este oarecum într-o parte, așezat pe unul din brațe, să zic, pe stânga sau pe dreapta? Într-o poziție laterală. Lateral, da. Așa, și are marcă traumatică sau nu are marcă traumatică? Să facem ambele scenarii. Deci, în cazul în care nu este marcă traumatică, îl întoarcem pe spate și începem să facem compresiile toracice, manevrele de resuscitare. Cu recunoașterea, adică respectarea celor doi pași, evaluarea stării de conștiință și evaluarea respirației. În cazul în care are marcă traumatică, da? Atunci întoarcerea se face deja cu două persoane, singur nu o poate face, pentru că unul trebuie să-i țină capul în ax. Da? Tocmai de aceea, candidații care au fost la noi la curs au primit, în afara certificatului, și un kit de prim ajutor. În acel kit de prim ajutor aveți un triunghi salvator. Acel triunghi salvator poate fi transformat foarte ușor și foarte repede într-un guler cervical. Și acolo v-am prezentat cum facem un guler cervical din acel triunghi salvator, da? Aplicăm gulerul cervical acelei victime și atunci o întoarcem și începem manevrele de resuscitare. Imobilizăm, practic, coloana cervicală. Și când este nevoie să îl întoarcem în lateral, pe cel căzut, cea căzută? Da, vorbim de o situație în care victima nu răspunde, dar respiră. Da? Deci vorbim de o persoană inconștientă care o întâlnim, este pe jos, dar respiră. O așezăm într-o poziție laterală de siguranță, nu o părăsim
o evaluăm tot timpul și sunăm la 112 spunându-le că este o persoană care nu răspunde, dar respiră. Am așezat într-o poziție laterală de siguranță, este o manevră care este învățată în cadrul cursului și se sună la 112, nu este părăsită victima, să fim siguri că va respira până când sosesc echipele salvatoare cu ajutor avansat. Dacă se oprește respirația, o întoarcem pe spate și începem manevrele de resuscitare anunțând 112 că victima a intrat în stop, adică nu respiră. Și pentru că mai devreme ați vorbit cum trebuie poziționate mâinile când facem procedura de resuscitare, câte compresii se fac 30, victimei? 30 de compresii și 2 ventilații, deci toată lumea, foarte mulți întreabă cât timp facem, da, e bună întrebarea. Protocolul nu este schimbat, este 30 cu 2, adică 30 de compresii, 2 ventilații. Dar ce se întâmplă dacă acele victime are tot felul de secreți în jurul gurii, în jurul nasului, care pentru mine confortul meu deja este, se împotrivește, nu pot să-i fac. Și siguranța salvatorului. Și siguranța salvatorului, evident. Eu nu pot să-i fac, adică nu mă apropiu de gura lui să-i fac. Dacă nu avem o batistă a salvatorului, acea batistă a salvatorului care oamenii certificați de noi o primesc în kitul de prim ajutor, este o folie care se așează pe fața victimei, care în jurul gurii are un filtru unidirecțional, permite aerului să intre și nimic să vină înapoi. Dacă nu ai acea batistă a salvatorului, atunci nu efectuăm decât compresiile toracice și nimeni, absolut nimeni, nu vă va spune că ați greșit. Pentru că e vorba de siguranța mea, a salvatorului, nu mă pot îmbolnăvi, pentru că nu știu ce sunt în secrețiile acelea ale victimei și nu fac partea de ventilație, ventilațiile salvatoare, și continui compresiile toracice numărând până la 100. Deci nu ne oprim la 30. 100, facem o pauză de 2 secunde și iar 100. Și este la fel de eficientă această procedură cu numărătoarea până la 100 ca și cum am face 30 cu 2? Este... În lipsa aerului suplimentar primit de victimă. Sperăm să ajungă cât mai repede și în oraș la noi ajung destul de repede și smurtul și salvarea în public, ajung destul de repede în cazul unui stop cardiorespirator. Așa că nu cred că e o problemă să facem un ciclu, 3 cicluri de 2 minute. Din experiența dumneavoastră, care gen de accident este cel mai frecvent care duce la stop cardiorespirator, astfel încât să fie nevoie de resuscitare și atât de acordarea primului ajutor? Există un alt fel de statistică și vă spune care a fost rezultatul acestei cercetări. Toată lumea își închipuie că accidente rutiere constituie cea mai mare parte din aceste tipuri de... Și eu aș fi spus la fel. E 5% decese în urma accidentelor rutiere. Acasă sunt 25%, în timpul liber 55%. La școală, locul de muncă, restul. Deci, 75-80%, 20% este restul. Adevărul deci, practic, acasă și în timpul liber se petrec cele mai multe accidente unde e nevoie de acordarea primului ajutor. Este o statistică la nivel european. Adevărul e că știm mulți cunoscuți care s-au dus în vacanță la schi și au venit cu picioarele rupte și așa mai departe. Asta în cel mai fericit caz. Apropo de cazuri, povestiți-ne un caz care v-a marcat, pentru că faceți de multă vreme. Resuscitare. Resuscitare și, la modul general, impactul care a avut asupra dumneavoastră. Sunt și resuscitări cu succes, sunt și resuscitări fără succes. Am să vă spun una... Cam care-i proporția celor două? Să vă spun una în care
lumânarea ardea la capul victimei de 15 minute și noi când am ajuns acolo și am văzut lumânarea la cap, am întrebat vecinul care era prezent de când arde lumânarea. Păi ce, de un sfert de oră, de când am sunat. Mai mult de un sfert de oră. Și știind că au trecut cele 6 minute, șansele de a avea o resuscitare cu succes erau destul de scăzute. Am întrebat păratul ce facem, o dăm jos tata din pat, am dat jos din pat, am început resuscitarea, medicul a intubat, s-a efectuat manevrele care se fac în suportul avansat și practic a revenit după 6 minute, în 6 minute a revenit, aveam puls. Practic, doamna ne scrie și acum, felicitări de Crăciun și de Paște, e foarte frumos. Chiar de partea cred. Doamnei, da? Era o doamnă, este o doamnă vârstă. Sunt și alte cazuri în care foarte târziu s-a luat legătura cu noi, nu numai cu noi, cu 112, fiul fiind bolnav psihic care a sunat la 112 și cerea să îi ducem piramidon pentru că sigur piramidonul o vindecă. Cazuri și cazuri. Da. Când a spus mai devreme că faceți cursuri din ipostază de trainer și cu cadre medicale, mă gândeam dacă nu sunteți privit așa un pic, uite, nemedicul ne învață pe noi medicii cum să acționăm când vine vorba de primul ajutor. Cum simțiți raportarea asta? Da, măi, să fiu scurt. Eu predau la Carol Davila în București și aveam un între candidați aveam un medic primar din Pitești, medic primar de urgență care venea la certificare din Pitești. Întotdeauna în fiecare grupă este un candidat recalcitrant. Întotdeauna nu există grupă în care să nu avem un candidat recalcitrant. Poate să te întrebe ce facem cu cel care are inima în partea dreaptă. Da, e o anomalie, se întâmplă să fie, da. Dar și domnul doctor, încă înainte de a ajunge la cursuri în București, ei trebuie să parcurgă și un segment teoretic. Acolo întrebările toate sunt în limba engleză și era foarte supărat că de ce trebuie să parcurgă în limba engleză acest curs. Și ni s-a spus că aveți grijă că aveți un candidat recalcitrant în grupă, nu nicio problemă, îl iau eu în grupa mea. Și l-am luat în grupa mea, am mai fost încă 5 medici de la 5 spitale din București. Într-adevăr se vedea foarte, foarte bine rutina acelui om, pentru că el l-a salvat și în spital, și pe stradă, și în graj, unde n-a salvat omul ăla și cu succes. Dar practic ei au nevoie de certificarea asta. Și am observat unde greșește. Și pas cu pas am venit către el foarte ușor. La finalul cursului am mulțumit și mulțumesc frumos domnului doctor. Practic am venit la curs fiind sigur că nu mai am ce să învăț în domeniul acesta, dar mi se pare că nu știu să lucrez în echipă. Deci ce l-am învățat este să lucreze în echipă. I-am spus că domnule doctor, nu sunt doctor, eu sunt salvator și aici sunt doar instructorul dumneavoastră. Este un răspuns foarte simplu care nu îi supără. Dar pot să vă spun că sunt și medici foarte renumiți în Târgu Mureș care au fost la curs și mă cunosc și au fost foarte, foarte mulțumiți și mi-au mulțumit pentru ceea ce am învățat. Și da. Nu au fost deloc recalcitranți, ba dimpotrivă, au fost foarte cooperanți. Până la urmă, așa trebuie să fim, că nu le putem ști pe toate și cu siguranță nu bine, chiar dacă avem impresia că le știm. Spuneați mai devreme despre defibrilatoare și v-aș ruga să ne spuneți așa în linii foarte mari ce înseamnă fibrilație, ca să știm de ce avem nevoie de defibrilator. Bun, în cadrul cursului
avem o parte de prezentare și grafică foarte scurtă în care explicăm ce înseamnă fibrilația. Este un rit neregulat. O activitate electrică neregulată a inimii. Practic, inima, cordul are o activitate electrică foarte, foarte frumoasă, pornind din pacemaker-ul inimii, nodul sinoatrial, coborând frumos și el generează acel EKG foarte frumos pe care îl văd mare parte din medici. Asta înseamnă o activitate electrică foarte bine stabilită pe nodul. Dacă această activitate electrică este dereglată și este total haotică în cord, atunci nu mai avem acea mișcare care pulsează, trimite sângele către creier. Ci sărăcuța este doar atât, se mișcă. E în fibrilație. Nu s-a oprit. Doar atât este mișcare, dar nu este suficientă pentru a împinge sângele către creier. Și asta este fibrilația. Deci, practic, este o activitate electrică haotică în cord. Și asta face ca să avem această fibrilație. Dacă ar fi să exemplific și altfel, așa cum am explicat vouă la curs, ar fi să aplaudăm. Da? Și aceasta este ritmul inimii. Da? Practic deschid, se umple cu sânge și un ping înapoi. Da? Și acesta este ritmul. Da? Dar dacă acesta este ritmul, atunci eu nu mai încarc cu sânge, nu am ce să trimit. Da? Aceasta este tahicardia. În momentul în care m-am deschis, m-am umplut și nu mai împing, sunt în asistolie. Deci, practic, sunt situații în care acel dispozitiv medical ne ajută, da? Și este o stare defibrilabilă pentru că avem o fibrilație și atunci aducem un șoc electric care oprește această mișcare, permite nodului sinoatrial, pacemaker-ului natural al inimii, să inducă din nou acel curent electric, stimul electric, care să reia ciclul normal al unui ritm sinusal al inimii și atunci aparatul ne spune să ne oprim. Pentru că vedem, avem puls. Dar dacă în momentul în care acest defibrilator analizează, pentru că noi trebuie să urmăm aceste, ceea ce aparatul ne spune analizez, da? Adică îmi spune să pun padelele pe el, să nu ating victima, analizează, încarcă, descarcă șocul, livrează șocul. Deci, practic, noi urmăm indicațiile acestui aparat. Mai este ceva foarte important care trebuie să spun, acest dispozitiv trebuie folosit în siguranță pentru noi înșine, pentru victimă și pentru cei din jur și de aceea în cadrul cursului ne facem aceste exerciții și cu tot felul de simulări și jocuri în care să nu permitem altcuiva pentru că trebuie să fie folosit în siguranță pentru că transmite 2300 de volți în momentul în care livrăm șocul. Deci dispozitivul trebuie folosit în siguranță pentru toată lumea. Deci, practic, el ne poate ajuta. Defibrilarea precoce crește șansele de supraviețuire ale oricărei victime aflate în stop cardiorespirator și statistic și real. Cam câte defibrilatoare sunt în Târgu Mureș sau, mă rog, cam câte ar trebui să fie la o situație ideală? Chiar dacă ar ști multă lume să le folosească. Întrebarea este foarte bună, dar eu vă întreb pe dumneavoastră câte credeți că sunt în Europa în orașe? Nu vorbesc de orașele mari care au aeroporturi, ci vorbesc de orașe mici, așa cum este Târgu Mureș. Câte credeți că sunt? Poate ne spuneți dumneavoastră. Nu. Să știți că este o falsă idee că afară ar fi mai multe. Sunt, într-adevăr, orașe care se respectă și prin autoritățile locale, prin consiliile locale, alocă resursele necesare pentru a fi montate în locurile publice. Fără raportarea la ceilalți, cam cum ar trebui să fie Târgu Mureșul din acest punct de vedere?
Eu gândesc că dacă ar fi în locurile publice, hoteluri, restaurantele mari, școli, dar nu știi niciodată când și unde ai nevoie. Noi, de exemplu, am dus la weekend. Sunt în două locuri în weekend defibrilatoare semiautomate, una lângă bazin pentru salvamari și una în cabinetul de prim ajutor. Deci, practic, în weekend am dus pentru că e o aglomerare mare de oameni și se poate întâmpla să fie nevoie de ele. Dar cred că în centru ar fi bine să fie câteva, în cartier la fel ar fi foarte bine să fie câteva. Și mai ales unde sunt și centrele rezidențiale, pentru că nu știu dacă într-un centru rezidențial este. Și dumneavoastră aveți cunoștință de cam câte dar dacă ei să vă spun și să vedeți care e realitatea, nu au nici spitalele. Adică dacă eu m-am dus în spital de psihiatrie, da? Și îi spun, domnule, noi suntem spital de psihiatrie, nu avem nevoie, nu suntem de urgență, că avem urgență, sunăm smurdu. Corect. Dar tu nu ar trebui să ai și tu un defibrilator semiautomat aici, pentru că toți au impresia că defibrilatoarele înseamnă încarc și descarc padrele. Nu, acelea sunt destinate terapiei intensive, acolo unde sunt medici care știu să folosească aceste dispozitive medicale foarte complexe. Aceste aparate defibrilatoare semi-automate electrice, de ce spun semi-automat? Pentru că practic el face partea de analiză, adică analizează dacă există o fibrilație care să fie nevoie de a fi șocată, da? Încarcă cu energia necesară, da? Și nu livrează. Partea de livrare este a mea. Deci, de aceea este semi-automat. Nu va livra aparatul niciodată, doar când apăs eu pe buton. Deci el încarcă cu energia necesară. În principiu poate să înceapă cu, depinde de kilogram corp a acelei victime, de la 150 de joule, la 170 de joule sau poate 180 de joule, da? Și încarcă, nu-ți va spune niciodată cât a încărcat, spune încarc, analizez, încarc, livrat șocul. Ai livrat șocul, nu știi niciodată ce energie ai livrat asupra acelei persoane. În momentul în care ajung echipele de salvare, sigur te vor întreba câte șocuri s-au livrat și de când s-a început resuscitarea. Și astea sunt informații pe care un provider certificat de noi întotdeauna va ști să le livreze, să le spună. Am început resuscitarea la ora, am livrat două șocuri la ora și la ora. Care sunt informații importante pentru echipele de salvatori. Extrem de importante, într-adevăr. Toată munca dumneavoastră în a învăța pe alții să acorde primul ajutor, vreți să o duceți și înspre zone mai deschise decât sala de curs, cum ar fi spațiile publice din oraș, astfel încât putem vorbi de proiectul Și tu poți salva o viață? Este un story în jurul acestui proiect. Practic o prietenă foarte bună a mea, profesor universitar, este o prietenă de familie, Alina Sălovăstru, m-a rugat frumos, Zigmund, te rog frumos, hai să-i luăm pe tinerii de la Interact și să-i învățăm să acorde prim ajutor. Excelentă ideea, o facem. Ar fi bine să primim și alți tineri lângă ei din școli care au vârsta necesară, adică trebuie să împlinească cel puțin 17 ani pentru a folosi defibrilatorul. Dar hai să o facem mai complexă. Pe lângă tinerii aceștia să aducem la cursuri și doi polițiști. Pe lângă tinerii aceștia să aducem și doi preoți. Da? Pentru că e posibil să se întâmple ca unul din senior să aibă o stare care să necesite acordarea primului ajutor în timpul slujbei. Și una dintre amicele de pe Facebook, dar ne și cunoaștem personal pentru că a fost implicată într-un proiect pe care noi îl derulam atunci pentru bolnavii de COVID, Andrada Gheorghe de la TVR, m-a rugat frumos să-i permit să vină și ea la curs. Ce idee extraordinară! Hai să luăm și pe jurnaliști.
Și atunci am spus să formăm grupele în așa fel încât să avem tineri, polițiști, preoți și jurnaliști. Pentru că sunt foarte activi în comunitate, polițiștii, și cei de la poliția locală și cei de la serviciul circulație, mai ales de la inspectoratul de poliție județean. Și practic oriunde este un eveniment, ei sunt prezenți. Jurnaliștii la fel. Atunci am spus, hai să vedem o schimbare, să nu mai vedem jurnalistul care profită de o imagine dramatică și o transmite, ci să-l văd pe cameraman că a pus jos camera și a fugit acolo să acorde prim ajutor. Și să nu mai avem în mentalitate faptul că polițistul este un organ represiv, ci el este un salvator, mă salvează de cel care vrea să mă bată, cel care vrea să mă fure, da? Și îmi salvează și viața. În cazul în care viața mea este în pericol, vorbim din punct de vedere al sănătății. Și atunci vedem în polițist un salvator. Vedem în jurnalist un salvator. Faptul că aducem în felul acesta o mică schimbare în comunitate, asta înseamnă un beneficiu, o plusvaloare. Pentru că nu ne mai tratăm ca adversari, ca inamici, ci vedem în omul de lângă mine, pe omul care mă poate ajuta pe mine oricând la greu. Și cam asta am vrea să transmit. Despre ce este vorba în acest proiect? Pentru că în această sâmbătă lumea va putea să vadă oarecum pe viu aceste lecții de resuscitare și de acordare de prim ajutor. Da, a fost primul curs vinerea trecută la care ați participat și dumneavoastră. Și vă mulțumesc. Da, a fost interesant că foarte. N-am avut de data asta candidat recalcitrant. Și mi-a plăcut foarte mult faptul că am văzut polițiști lucrând în echipaj cu jurnalist, polițist lucrând în echipă cu tânăr, jurnalist lucrând în echipă cu tineri. Deci pentru mine a fost extraordinar și am spus, bun, hai să se vadă și oamenii din oraș. Hai să vadă și oamenii din oraș cât de eficienți sunt, pentru că vor avea acele manechine care arată că el este eficient, duce sângele la creier. Manechinele pe care le folosim noi au un sistem de feedback care arată în momentul în care am făcut compresia unde merge sângele. Deci noi vedem foarte, foarte multe ori că cineva face compresii toracice, da? Mâna e așezată greșit, el este așezat greșit, ritmul nu este ritm, este total aiurea, și i-am arătat în cadrul cursului că ce se întâmplă dacă noi toate astea le facem greșit. Ajunge sângele până aici. Ajunge sângele până aici. Dar niciodată aici. Și acolo trebuie să ajungă. Și aici trebuie să ajungă. Aici e locul unde trebuie să ajungă sângele să oxigenăm creierul. Deci, practic, putem vedea foarte mulți oameni că fac aceste manevre de resuscitare și din prima văd că este ineficient. Și ineficiența vine de la frecvența? De la frecvență, de la poziție, de la poziția mâinii. Practic, toți suntem virusat, de acea imagine pe care o vedem în filme, că se împreună mâinile și am plecat așa spre pieptul victimei. Nu, este greșit. Mai întâi mă uit și vin cu mâna din spate și așez o singură mână, după care vin cu a doua și sunt sigur că am așezat mâna acolo unde trebuie, dar dacă m-am dus cu două mâini, nu mai e sigur că așez mâna unde trebuie și atunci ori apăs aici, ori aici. Și rup coaste, nu? Nu doar atât, dar nu sunt eficient sau nu mă ridic deasupra victimei și atunci mișcarea vine din lateral, nu de sus în jos. Deci compresia trebuie făcută de sus în jos, da? În așa fel încât să fie pe cord, să asigur tranzitul de sânge către creier. Deci, de aceea este foarte important ca la aceste aspecte să fim atenți. Candidații pe care i-am avut
la curs, acum sâmbătă, vineri, polițiștii, cei de la poliția locală, jurnaliștii, absolut toți, pas cu pas, au reușit să fie eficienți în resuscitare și eu am încredere în ei și oricând i-aș lua colegi pe ambulanță să lucrăm împreună, oricând aș recomanda să meargă voluntar la SMURD să lucreze pe echipa de terapie intensivă pentru că sunt eficienți, da? Și dacă e nevoie de voluntari în cazul unui dezastru, ei pot fi folosiți pentru că sunt eficienți și mă bucur că sunt eficienți și știu să fac asta și vreau să vadă tot orașul. Și aici vor fi niște scenarii foarte simple. Adică vorbim de o victimă aflată în stop cardiorespirator unde vor interveni poliția, colegii care sunt colegii mei, polițiști de la inspectoratul de poliție județean, împreună cu jurnaliștii, vor face echipe comune, poliția locală va interveni la o victimă, persoană fără adăpost, care suferă de hipotermie, iar tinerii vor avea mai multe scenarii în care vor acorda prim ajutor unei persoane care are obstrucția căilor aeriene superioare și accidente minore cu bicicleta sau cu skateboardul. Vor fi și explicații live? Da, sper să fie cineva care să spună ce trebuie să facem în cazul hipotermiei, ce înseamnă hipotermia, ce înseamnă bradicardia, ce înseamnă tahicardia, ce înseamnă fibrilația atrială. Trebuie un voice-over bun acolo. Un voice-over bun, dar care să aibă toate aceste definiții în așa fel încât ele să fie pe înțelesul tuturor. Adică dacă vorbim de bradicardie, iar definiția este foarte simplă, un om care are pulsul sub 60. Unde va avea loc evenimentul? În cetate. În cetatea medievală Târgu Mureș, mai precis în față la Loar. Și cu acest gen de evenimente, cam în cât timp credeți că se vor schimba mentalități? Pentru că spuneați mai devreme că și asta este oarecum o motivație pentru a aduce cursurile de prim ajutor în piețe publice. Important este ca să nu ne oprim, să continuăm cu aceste cursuri, să reușim să aducem cât mai mulți oameni lucrători din poliție către noi, pentru că este posibil ca ei să fie primii care vor fi puși în situația de a acorda prim ajutor. O viață salvată de un polițist, știți cum se spune? Dacă faci un bine, din gură în gură află toată lumea. Poate că încet. Dacă ai făcut un rău, se află foarte repede. De 9 ori mai repede. Dacă statistic. Ai făcut un bine, astăzi s-a aflat, mâine îmi spune altul, Și acest bine făcut continuu, schimbă mentalități, pentru că este o realitate, a salvat viața cuiva. Este o linie foarte, foarte subțire pe care nu vedem între viață și moarte. Diferența a făcut-o acel om. Adică nu s-a produs drama într-o familie să-și piardă pe cineva foarte drag, este alături de familie, se bucură de viață, da? Și diferența a făcut-o acel om. Și atunci, cum să nu se schimbe mentalitatea când știi că un polițist a știut cum să acorde prim ajutor și nu a fost panicat la telefon, nu știu ce să fac, spuneți-mi ce să fac. Cum am văzut că se mai întâmplă prin București. Dar nu este vina lui. Nu. Acum, trebuie este să vă o vină sistemică. Cei care vin la cursul la noi nu sunt obligați de autorități, nu sunt obligați de instituție, ei o fac în mod voluntar. Aceste cursuri nu sunt plătite de ei, sunt gratuite. Nu sunt plătite nici de către Inspectoratul Județean, nu sunt, sau de Ministerul de Interne, sau de vreun minister, nu sunt plătite. Ei vin ca și voluntari. Persoană care este liberă să aleagă dacă vrea să învețe sau nu. Să facă diferența între viață și moarte. Cam câți ați certificat până acum, câți salvatori? Aveți așa o evidență contabilă? 10, sute?
Mulți, mii. Și ar mai trebui, ar mii. Mai încăpea, nu? Ținând cont de faptul că noi, cel puțin în teorie, avem un pericol care se numește Azomureș. Oricând se poate întâmpla o catastrofă acolo. Eu mai curând văd acolo, bat în lemn, un alt fel de catastrofă. Cum ar fi? O poluare. Poluarea apelor râului Mureș. Și tot nevoie de salvatori am avea. Acolo e total un alt modul de decontaminare a apelor și eu asta o văd mai degrabă acolo. În cazul unui accident. Dar se poate întâmpla, evident, pentru că s-a întâmplat acea explozie, a fost minor, a fost controlată și așa mai departe. Ne-am speriat toți. În momentul în care s-a întâmplat, noi ne-am activat imediat și am anunțat la 1-2 toate echipajele. În 20 de minute eram în bază cu mașinile pornite. Nu era foarte de mult evenimentul din Beirut întâmplat, astfel încât lumea l-a corelat și când sunetul a fost asurzitor, n-ai avut cum să nu te gândești la ce s-a întâmplat în Beirut. Dar sunt alte condiții aici și alte reguli, alte standarde care sunt respectate la combinat. De la ce oră va avea loc evenimentul care se numește, încă o dată vă las pe dumneavoastră să-l rostiți. Și tu poți salva o viață. Și noi, fiecare din noi, în cetatea medievală vom vedea demonstrații live sâmbătă de la ce oră? De la 14 la 16. Acum trebuie să marchez asta. Nu va fi nimic spectaculos. Nu, pentru că va fi total eficient. Nu va fi nimic spectaculos, va fi un loc unde niște oameni vor arăta că știu să fac o treabă și știu să facă al naibii de bine acum. Următorul curs, cam pe când credeți că îl veți organiza, susține? Sunt foarte multe cereri. Foarte, foarte multe cereri. Și atunci ne-am gândit să facem un calendar pe care să-l facem public. Da. Și în funcție de acest calendar, în următoarele 6 luni, probabil că vor fi una sau două cursuri pe săptămână. Iar un alt eveniment de genul celui de sâmbătă? Nu, următorul eveniment... Așa, cu deschidere largă, pentru că spuneați, la cursuri pot veni puține persoane. Eu v-am amintit la curs că facem parte din echipa Austriei de răspuns rapid de la dezastre internaționale. În România nu ați avut loc în echipă? Nu contează. Ideea este că aceste recomandări ale INSARAG-ului de a construi echipe locale de voluntari care să fie certificate pe diferite module, modul de intervenție la cutremur, modul de intervenție în caz de dezastru, așa cum am spus, contaminare a apelor fluviale, intervenții în caz de terorism, inundații. Acestea sunt toate module diferite la care trebuie să participăm și să fim certificați. Noi am participat la aceste module și am fost certificați. Mi-ar place foarte mult ca din echipele pe care noi le instruim să reușim să formăm o echipă de răspuns rapid la dezastru, care să fim voluntari și sub coordonarea autorităților să ne punem la dispoziția lor atunci când e nevoie. Să sperăm că nu va fi cazul, dar întotdeauna trebuie să fii pregătit și precaut. Și e plăcut să ne pregătim pentru asta, pentru că toate exercițiile acestea sunt extrem de plăcute. Da, confirm. Mulțumesc tare mult pentru prezență și o audiență cât mai mare, sâmbătă, la eveniment. La ce spuneați că se va întâmpla și se numește Și tu poți salva o viață. Da, aș mai spune asta că vor mai fi prezenți niște tineri elevi și două grupe de elevi de la Liceu de Artă care vor asigura un background muzical foarte plăcut și mai sunt voluntari de asta la... ar fi chiar o surpriză, nici da. Eu nu știam. Da, și mai sunt voluntari de la Salvați Copiii care la fel sunt implicați într-un proiect foarte frumos prin care asigură hrana, masa pentru copiii care sunt din zone vulnerabile sau
părinții plecați în străinătate și sunt crescuți doar de bunici. Și acolo e un proiect extraordinar de frumos. Deci, și nu suntem singura organizație care suntem implicați în viața comunității. Să știți că sunt foarte multe ONG-uri care nu sunt cunoscute și fac sacrificii foarte mari, neștiuți de nimeni, neapreciați de nimeni, nenumiți de nimeni, care se implică în viața comunității și își ajută aproapele. Tocmai de aceea trebuie scoși întotdeauna la lumină și tocmai de aceea sunteți și dumneavoastră aici să vorbim despre lucruri interesante, inedite, care ne pot ajuta pe noi toți. Au reverberații în societate, deci putem folosi sau să ne folosim sau să primim și noi ceea ce se întâmplă acolo la dumneavoastră în cadrul cursurilor. Eu m-aș bucura foarte mult, Ovidiu, să nu fiți pus în situația niciodată de a acorda prim ajutor și să veniți peste 2 ani și să spuneți: domnul Varga, să ne recertificăm. Mi-a expirat certificatul CSVA. Hai să ne mai întâlnim o zi, 8 ore, să ne simțim bine și să ne recertificăm, să reîmprospătăm aceste cunoștințe. Sau să spun că, uite, s-a modificat puțin acest protocol și hai să recertificăm acest... Se schimbă des protocoalele? Nu. În 2015 a rămas același. Acum, doar în pandemie, avem și un protocol de pandemie în care nu ni se permite să ne apropiem, să facem evaluările victimei și nici nu se fac ventilațiile salvatoare, ci doar 100 de compresii pe minut. Ca să se evite atingerile și de acolo toate implicațiile. Și cu mănuși și cu măști și așa mai departe, în pandemie este un protocol diferit. Așadar, ora 14, cetate, sâmbătă, și tu poți salva o viață. Interesant eveniment la care vă așteptăm în număr mare. Să aflăm și să vedem cât mai multe lucruri interesante. Să-i aplaudăm pe polițiști. Da. Cred că ar fi primul eveniment de genul acesta în care îi aplaudăm. Și lumea... Ne sunt dragi. Da, iar privi așa cu entuziasm. Da. Mulțumesc încă o dată pentru nu prezență. Numai, că și jurnaliștii, asta vreau să o menționez, pentru că acolo ziceți că asta îmi place și mie. Acolo au fost jurnaliști care atât de mult mi-au plăcut foarte mult întrebările. Una dintre ele a fost extraordinară, o replică fantastică. Domnul Varga, da, suntem în centru, la ceasul cu flori. De unde să avem noi un guler cervical? Da? Întrusă. Și un guler, a apărut kitul de prim ajutor. Doamna Hoinald, de aici avem gulerul cervical. A rămas uimită că putem face foarte repede un guler cervical dintr-un triunghi salvator. Ei, cu puțină imaginație se pot face multe. Cu acel triunghi salvator foarte multe. Să iasă evenimentul așa cum vi-l doriți. Lume multă care se vă trag pragul cursului. Să știm că avem în jurul nostru oameni pe care ne putem baza. E o lege a lui Murphy. Când ceva trebuie să meargă, niciodată nu va merge. Așa că mă aștept ca sâmbătă să fie ceva care să nu meargă, dar sper să nu meargă sunetul la microfon. Eu zic să nu plecăm de la premisa asta, că trebuie întotdeauna să fim optimiști. Da. Spor în toate, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru sfaturile pe care eu am avut ocazia să le primesc în cadrul cursului de prim ajutor. Spor în toate și un eveniment cât mai reușit, care să atragă și alte evenimente de genul acesta în spațiul public Târgu Mureșan. Mulțumesc frumos! Cu mare, mare drag! Și aveți grijă de dumneavoastră toți! Da, de noi și de ceilalți! Da, poate că sună mai bine în limba engleză, take care of you! Aveți grijă de voi! Absolut! Asta încercăm zi de zi. Mulțumesc încă o dată, am stat de vorbă cu Zsigmond Károly Varga, omul care, iată, ne-a vorbit despre prim ajutor, pentru că este trainer RC în acordarea de prim ajutor și coordonator al proiectului Samaritanus. Deocamdată atât, până data viitoare. Ne puteți găsi acest material și pe canalul nostru de YouTube, One to One, sau, evident, puteți da o căutare pe canalul nostru de Spotify, One to One by Ovidiu Mita. Așadar, la bună vedere, spor în toate,
Numai bine!